ne-au ajutat și ne-au susținut în toate proiectele pe care noi le-am dezvoltat pentru obiectivele de investiții care le-am avut și tot ceea ce facem pentru dezvoltarea comunei. Și le mulțumesc pe această cale că întotdeauna am avut susținerea nemijlocită și necondiționată a dumnealor, cu toate eforturile pe care au fost în stare să ne le prezinte, ne-au ajutat și ne-au susținut. Le mulțumim încă o dată pentru tot ceea ce fac pentru noi, pentru primării, pentru unitățile administrativ-teritoriale și dorim în continuare să fim tot la fel o echipă foarte frumoasă și închegată și să ne ajute în continuare la tot ceea ce noi dorim să facem pentru dezvoltarea comunei. Le mulțumesc încă o dată și invit în scenă domnul deputat Marius Budăi, deputat în Parlamentul României, poftiți domnul deputat, domnul senator Lucian Trufen, senator în Parlamentul României, poftiți domnul senator, doamna Alexandra Huțu, deputat în Parlamentul României, bine ați venit la noi, domnul deputat Dan Șlincu, bine ați venit domnul deputat, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Dorin Birta, bine ați venit la noi, poftiți, doamna subprefect Elena Paula Berențan, poftiți doamna. Consilieri județeni, Galea Hrimuc, poftiți. Doamna Mioara George, poftiți, vă rog. Domnul consilier județean Gabi Galan. Domnii directori de la drumurile județene, domnul Cătălin Gheorghean. Colegii mei primari, domnul Pavel Ștefanache de la Știubien, domnul Cristi Dumitraș de la Cordăreni, domnul Realu Târziorul Nurba, domnul, eu dispărut, domnul Laurențiu Râmbu de la Vinșoara, domnul primar Toni Muraru de la George Enescu, vă rog și poftiți. Domnul Atome Viorel, domnul Costela Gheorghițoai, vă rog, stați ascunși. Domnul Relu. Deci, domnul Viorel Atome, primarul Comunii Hudești, cel mai galonat primar din județul Botoșani, cel... Doamna director la Casa Județeană de Pensii, Cristina Antonia, fiind mai micuță, n-am văzut-o. Am văzut-o mai devreme, dar acum n-am văzut-o. Poftim, doamna. Oameni buni, această echipă sunt oamenii care ne susțin și ne-au ajutat tot timpul în tot ceea ce am înfăptuit noi în comunitatea noastră. Sunt oamenii care la orice oră de zi și de noapte am apelat la ei, au răspuns pozitiv și ne-au ajutat întru totul. Le mulțumesc pe această cale și dumnealor au venit cu drag să ne felicite la sărbătoarea comunii noastre. Îi invit pe cine dorește să ia cuvântul și să ne transmită gândurile dumnealor. Domnul ministru Budăi. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua tuturor, bine v-am găsit acasă la Meleanca. Avem parte de o zi extrem de frumoasă. O să fiu extrem de scurt și am făcut o înțelegere, fără să știe ei. Și o să numesc eu doar doi dintre colegii mei care o să vorbească, maxim trei, și domnul primar o să aleagă de rândul primarilor, pentru că ne dorim să nu vă ținem foarte mult și să vă bucurați de aceste momente frumoase oferite de domnul primar. Ca atare, bineînțeles că o să aleg o doamnă în persoana doamnei deputat Alexandra Huțu, vicepreședintele Consiliului Județean și domnul senator Trufiș. La primarea ei se hotărăși măta, dar nu înainte de a... Deci eu vă face cu siguranță și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean. Vreau să vă transmit și eu salutul doamnei președinte a Consiliului Județean, care nu este astăzi în județ, este plecată, dar este cu gândul la noi și vă dorește multă sănătate și distracție plăcută în continuare. Mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor! Bună ziua, domnule primar! Mulțumim pentru invitație și, bineînțeles, nu putem să refuzăm invitația dumneavoastră. Domnule ministru, stimați colegi, stimate colege,
Ne aflăm astăzi aici în fața dumneavoastră pentru a vă arăta respectul pe care noi vi-l purtăm, respectul pe care echipa din care facem parte, de altfel, pentru că așa funcționează democrația, echipa noastră social-democrată, o parte din ea se află aici pe scenă. Bineînțeles, această echipă este condusă de doamna președintă a Consiliului Județean, Dana Federovici, și iată că împreună și cu domnul primar și cu Consiliul Local al Comunei Mileanca, această localitate își schimbă fața de la an la an. Prin investițiile pe care domnul primar le implementează aici la nivel local și de ce să nu recunoaștem și prin intervențiile pe care dumnealui le face pentru fiecare dintre dumneavoastră, cei care îi solicitați ajutorul, nu doar în problemele administrative, ci și în cele personale. Mesajul meu este doar de felicitare și sunt convinsă că toate resursele, toată energia și toate eforturile echipei domnului primar vor fi canalizate în continuare pentru dezvoltarea acestei comune după potențialul minunat pe care el are. Vă felicit și pe dumneavoastră pentru că nu ezitați să participați la toate evenimentele pe care le organizează domnul primar și de ce să nu închei cu un mesaj simplu de sănătate și sper eu că la anul să ne vedem într-un număr și mai mare și să fim și mai bucuroși, mai ales că sperăm noi, dacă toate lucrurile administrative și birocratice vor funcționa fără piedici, la anul vom avea și asfaltul pe care domnul primar, al cărui contract domnul primar l-a semnat la începutul verii. Felicitări tuturor, la mulți ani Comunei Mileanca și la mulți ani celor care marți își vor sărba ziua de naștere. Mult succes tuturor, mult succes domnule primar și în continuare bazați-vă pe noi. Bună ziua tuturor, domnule deputat, domnule primar, stimați colegi, dragi cetățeni ai Comunii Mileanca, aș începe prin a-i mulțumi domnului primar pentru invitația pe care mi-a făcut-o de a participa la acest frumos eveniment. Vin cu drag la Mileanca, vin cu drag la dumneavoastră, unde ați demonstrat tot timpul că sunteți oameni cu un potențial extraordinar. Sunt onorat să fiu astăzi alături de așa o echipă, avem o echipă puternică, o echipă care alături de dumneavoastră și doar cu dumneavoastră putem face lucruri frumoase în acest județ și nu numai. Mă bucur astăzi că am văzut programul pregătit de domnul primar, este un program foarte frumos și v-aș da un sfat, lăsați deoparte toate grijile pentru câteva ore, toate problemele cotidiene și bucurați-vă de programul care vă l-a pregătit domnul primar, minuțios și cu atenție. Urmează Rapsozii Botoșanilor, Rapsozii Botoșanilor, o formație care ne reprezintă cu cinste oriunde în țară și peste hotare. Felicitări! La mulți ani cetățenii Comunei Mileanca, la mulți ani dragii mei și nu vreau să închei, vreau să vă spune că doamna președinte, doamna președinte, cred că este prima, pentru prima dată când nu poate participa la acest eveniment și ar fi dorit să fie prezentă. Vă transmite multă sănătate, bucurie, distracție plăcută. La mulți ani cetățenii Mileanca, la mulți ani Mileanca. Felicitări, domnule primar. Domnule primar, distinși colegi, dragi locuitori ai Comunei Mileanca, bine v-am găsit și la mulți ani! Eu fac parte din echipa asta mare și puternică,
care astăzi vă reprezintă la nivel local, județean și național, datorită voturilor dumneavoastră, datorită susținerii dumneavoastră. Suntem astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă arăta respectul și pentru a-i mulțumi domnului primar pentru tot ceea ce face și a-i întoarce încrederea pe care dumnealui a avut-o în noi. Eu sunt vicepreședintele Comisiei de Agricultură din Senatul României și sunt unul din cei care susține că într-un an de muncă stăteanul, locuitorul din satul românesc, are nevoie și de distracție. Da, domnule primar, felicitări! Mă bucur că organizați an de an acest eveniment important și oferiți cetățenilor, locuitorilor comune dumneavoastră, clipe de bucurie și suntem avea în față și câmpul. Mulțumim bunului Dumnezeu, anul acesta am avut parte de un an bun, am fost feriți de intemperii și toate acestea ne încurajează să continuăm munca asta cu care dumneavoastră vă mândriți și agricultura care e activitatea de bază la țară. Un singur lucru vreau să vă spun, o să ne întâlnim împreună cu domnul primar. Toamna aceasta vom organiza evenimente de informare pentru că începând de anul acesta, prin Programul Național Strategic, vor fi finanțate proiecte care prin care se vă veți dezvolta activitățile dumneavoastră, fermele agricole, fermele zootehnice, tinerii fermieri care vor să beneficieze de finanțări europene și așa mai departe, drept pentru care vă provoc în toamnă să ne întâlnim, să dezvoltăm Comuna Mileanca cu fonduri europene. Mulțumim, domnul senator, mulțumim, stimați invitați și așa, dacă dintre colegii primari dorește cineva să ne mai transmită un mesaj. Dacă nu, eu numele meu și domnul Cristi, da, domnul Cristi Dumitraș, primarul Comunei Pădăreni, el ca întotdeauna are și ceva umor de a implementa așa, pavaza cuvântul dumneavoastră. Bun găsit, dragii mei! În rândul din față aveți instituțiile de la noi până la guvern. În rândul 2 ne aveți pe noi, cei care ne-ați votat, cei care v-am promis anumite lucruri și ne-am dat seama atunci când am intrat în birou că suntem oameni care rezolvă toate problemele ale dumneavoastră, ale comunității. Și pentru asta, credeți-ne, este un efort extraordinar pe care îl depunem. Trebuie să ne credeți, trebuie să ne înțelegeți, pentru că în fiecare zi plecăm de acasă cu o anumită idee, cu o anumită bucurie în suflet și acolo la primărie găsim celelalte la ușă, ca să ne spun altfel. Ne-am asumat asta, vrem să facem lucruri bune, și prin proiectele pe care le ducem la îndeplinire, pe care le-am propus, pe care cei de aici ne-au ajutat să le implementăm și le ducem la final, dar și pentru a vă aduce dumneavoastră bunăstare în toate localitățile. Credem și vrem să fim, să, ca Botoșaniu, să ajungă mai sus, tot mai sus și a dumneavoastră să aveți condiții de trai cât mai bune. Vă mulțumesc, domn primar, felicitări! Sperăm că la anul să ne întâlnim tot așa frumoși și sănătoși. În număr cât mai mare am stabilit aici tot echipa asta a noastră să vedem că la noștri copii se bucură de zile frumoase, războiul de alături nu o să ne deranjeze, sperăm să se încheie, iar noi să chiuim, să dansăm la tot ceea ce înseamnă frumos și bine. La mulți ani, dragii mei! Doamne ajută! Să fiți sănătoși! Mulțumim, doamnă primară! Mulțumesc, stimați invitați, mulțumim pentru urările și nu vă rog să rămâneți un pic. Trebuie să remarc și să mai anunț încă o dată, domnul primar al orașului Săben, Relu Târziorul, care era mai în spate și nu a urcat pe scenă, și domnul manager al Spitalului Județean Botoșani, domnul Angel Călin. Stimați invitați! Vreau în numele meu și al comunității să vă înmânăși noi un mic obiect de amintire pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Din partea noastră,
Asta e pentru doamne. Doamnele!